Cea mai importantă întrebare cu care ne-a lăsat în brațe textul de săptămâna trecută este următoarea. Suntem noi mai buni decât ei, decât alții? Te-a sfătuit să nu te grăbești să răspunzi. Mai gândește-te un pic. Cu câtă superioritate ne fluturăm credința de multe ori și cât de greu ne este să ne acceptăm egalitatea. Oare ce poate fi mai grav? Să trăiești în imoralitate sau să-ți ignori păcătoșenia judecându-i pe alții? Asta e strânsoarea în care ne-a lăsat Romani 1 și Romani capitolul 2. Între cel depravat și cel care judecă, spune Pavel, există doar o diferență de gradație, nu una de esență. La nivel teoretic recunoaștem că nu suntem mai buni decât alții, dar la nivel interior, oare chiar asta credem cu toată ființa? Hai că te-am agățat pentru aplicațiile pe care le voi face din textul acesta. Însă punctul de pornire ar fi următorul. Dacă Evanghelia este tema epistolei către romani, îndreptățirea este miezul ei. Este esența acestei Evanghelii. Cu alte cuvinte, sesizați miza acestui subiect pentru comunitate și pentru orice om care îl caută pe Dumnezeu. Nu știu cât de suculentă sau apetisantă este noțiunea îndreptățirii pentru tine, însă la cea de-a patra conferință mondială a Bisericii Reformate, Luterane, care s-a ținut la Helsinki în 1963, a rămas memorabilă formularea problemei în contextul actual. Uitați care e concluzia la care au ajuns încă din 1963 cu privire la raportarea oamenilor față de această învățătură. Citez. Astăzi, oamenii nu se mai întreabă unde găsesc un Dumnezeu binevoitor. Astăzi, oamenii întreabă ceva mult mai elementar și radical. Ei interoghează însăși existența lui Dumnezeu. Unde ești, Doamne? Oamenii zilor noastre nu mai suferă din cauza mâniei divine, ci din cauza absenței lui Dumnezeu. Ei nu mai suferă din cauza păcatului, ci pentru că existența lor nu mai are nici un sens. Tânjirea lor nu mai este legată de un Dumnezeu al Harului, ci dacă Dumnezeu este real. Recunoaște, te găsești, te regăsești în această oglindă, în acest portret, în acest peisaj al vremurilor noastre? Ce relevanță mai poate avea îndreptățirea într-o lume ca aceasta? Sunt curios câtă tracțiune există în noi față de un astfel de subiect, față de subiectul îndreptățirii. Cu lucrurile astea în minte, haideți să privim la textul din Romani, capitolul 3, 21-30. Dar acum s-a arătat sau s-a revelat o neprihănire, o dreptate pe care o dă Dumnezeu, fără lege. Despre ea mărturisesc legea și prorocii, și anume neprihănirea dată de Dumnezeu, care vine prin credința în Iisus Hristos, pentru toți și peste toți cei ce cred în El. Nu este nici o deosebire, căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu și sunt socotiți neprihăniți sau îndreptățiți fără plată prin harul lui, prin răscumpărarea care este în Hristos Iisus, pe care Dumnezeu l-a înfățișat drept loc al ispășirii prin credința în sângele lui, ca dovadă a dreptății sale. Căci Dumnezeu, în îngăduința sa, trecuse cu vederea păcatele săvârșite înainte, pentru ca în vremea de acum să-și dovedească dreptatea, în așa fel încât să fie drept, și să-l îndreptățească totodată pe cel care are credința în Iisus. Și atunci, unde este lauda? S-a evaporat. Prin ce fel de lege
a faptelor? Nu, ci prin legea credinței. Pentru că noi credem că omul este îndreptățit prin credință fără faptele legii. Sau, poate, Dumnezeu este numai Dumnezeul iudeilor, nu este și al neamurilor. Da, este și al neamurilor, întrucât este un singur Dumnezeu care îi va îndreptăți prin credință pe cei circumciși și tot prin credință și pe cei necircumciși. Martin Luther a numit îndreptățirea articolul principal al tuturor doctrinelor creștine, care în realitate este semnul creștinilor adevărați. Nu contează din ce confesiune religioasă vii, subiectul acesta te privește, te vizează, te invită la un dialog, la o cernere, la o scanare a convingerilor pe care le ai cu privire la subiectul acesta. Cea mai mare greșeală pe care o poți face este să crezi că e vorba de o găselniță protestantă sau de o obsesie ciudată a apostolului Pavel față de acest subiect. Poate cel mai important adevăr legat de mesajul Vechiului Testament este acela că experiența mântuirii și arătarea dreptății sunt realități ce se suprapun, experiențe simultane, paralele. Din multitudinea de texte o să aleg unul singur ca să înțelegeți despre ce vorbesc. În Psalmul 98, cu versetul 2, găsim următoarele cuvinte. Domnul și-a arătat mântuirea, și-a descoperit dreptatea înaintea neamurilor. Fie că e vorba de intervenția lui Dumnezeu în creație, în fața dușmanilor, de partea poporului său, în fața tiraniilor din istorie sau la judecata finală, toate sunt incursiuni ale dreptății sale, salvatoare. Dreptatea și izbăvirea sunt concepte care se interpretează, se explică unul pe altul. Nu poate exista viață și speranță într-o comunitate în care nu domnește dreptatea. Nu doar intervenția salvatoare, ci și noua stare de lucruri care rezultă este miza dreptății până la urmă. Dacă e să ne gândim în Noul Testament, îl vedem pe Domnul Iisus în nenumărate ocazii pe paginile Evangheliilor. O să amintesc doar un episod. El prezintă pilda acelui fariseu și acelui vameș care se duc la templu să se roage. Unul dintre ei se roagă, îți mulțumesc că nu sunt, celălalt se bătea în piept și spunea, ai milă de mine păcătosul. Concluzia? Vă spun că mai degrabă acesta s-a întors acasă socotit îndreptățit. Asta ca să vedeți impactul, viteza cu care lucrul acesta se întretaie cu viețile noastre în momentul în care ești pregătit, în momentul în care intri pe aceeași lungime de undă cu subiectul acesta. În urmă cu 2 săptămâni am fost la o înmormântare în familie și în context ortodox este consacrat versetul din Evanghelia după Ioan, capitolul 5 cu versetul 24. Sunt curios pentru toți cei care vin din mediul acesta, ce auzim în momentul în care Mântuitorul rostește cuvintele acestea? Adevărat, adevărat vă spun că cine ascultă cuvintele mele și crede în Cel ce m-a trimis, are la prezent viața veșnică și nu vine la judecată ce a trecut din moarte la viață. Observați? E un subiect care te tulbură, care te pune pe gânduri, care te invită la o clarificare. Așadar, întrebarea cheie este una de clarificare. Ce este îndreptățirea? În primul rând, este opusul condamnării. Fiecare dintre noi știe la un moment dat ce înseamnă să fie chinuit de vinovăție și cât de mult contează să ai în preajmă o persoană înțelegătoare care te ajută în loc să te bage la apă. Dar cum e să auzi declarația Dumnezeului celui viu și adevărat că ai fost iertat, achitat și răscumpărat? Iertarea ne șterge păcatele și anulează posibilitatea de a fi pedepsiți. Un caz studiu pentru noi, Roman capitolul 4, David.
Și Pavel citează din Psalmul 32. Ferice de cel cu frădelegea iertată, de cel cu păcatul acoperit. Ferice de omul căruia nu-i ține în seamă Domnul frădelegile. În loc să auzim un ton acuzator din partea cerului, ne trezim îmbătați de timbrul binevoitor al Tatălui. Și așa ar trebui să fie, nu ne prea putem explica de ce. Este ca și cum ai fi inculpat într-un proces, știi că ești cu musca pe căciulă, că ești de vină, și verdictul pe care îl primești este unul șocant, total favorabil în ce te privește. Ce faci? Cum ai reacționa într-o astfel de situație când știi că nu te aștepta la un astfel de verdict? Realitatea este că multora le vine foarte greu să se ierte pe ei pentru anumite lucruri. Dacă Dumnezeu te-a iertat, cine te crezi tu să nu o faci? În al doilea rând, îndreptățirea este o favoare inexplicabilă. Știu, sună foarte rațional, Dumnezeu rămâne drept, El îi îndreptățește pe ceilalți, dar la nivel spiritual și emoțional există o miză, o disonanță, un blocaj care eu cred că așa ar trebui să rămână toată viața de credință, să nu putem înțelege de ce Dumnezeu s-a plecat spre noi. Apostolul Pavel dă glas acestui sentiment în 2 Corinteni, capitolul 5, cu 21. Pe cel ce n-a cunoscut niciun păcat, El l-a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în El. Poftim! Ai rămas vreodată intrigat, scandalizat de un astfel de text, de un astfel de verset? Nu-i nimic de explicat, îi doar acea uimire, acel oftat, acea intruziune în viața noastră a unei dintre cele mai mari mistere despre care s-a vorbit vreodată. Ca Dumnezeu să realizeze o astfel de lucrare. Vedeți, îndreptățirea nu înseamnă doar absolvire, ci și acordarea unui nou statut. După cum spunea cineva, glasul care îți aduce iertarea va striga: hei, poți pleca. Ai fost absolvit de pedeapsa păcatului, dar verdictul care îți aduce acceptarea, îndreptățirea, va spune: poți veni. Ești invitat să te bucuri de plin de dragostea și prezența mea. Observați? Sunt două componente care în aparență ne surprind. Nu doar iertarea, ci și revenirea în brațele Tatălui. Primul pas este îndepărtarea pedepsei, celălalt este declararea inexistenței vreunui temei pentru executarea pedepsei. Îndreptățirea nu doar că șterge păcatele, anulează posibilitatea de a fi pedepsiți, ci ne și conferă o stare după voia lui Dumnezeu. Așa spune în Isaia 53, prin cunoștința lui, robul meu cel neprihănit va pune pe mulți oameni într-o stare după voia lui Dumnezeu. La așa ceva se referă Isaia. Cum se poate așa ceva? O realitate care efectiv sfidează logica. Identificarea deplină, benevolă a celui fără păcat cu vinovăția și pedeapsa deplină a păcatelor noastre ne tulbură. Ai în față nu o singură, ci o dublă imputare. Păcatul nostru îi este atribuit lui și neprihănirea lui ne este transferată nouă. Poftim, explică-ți așa ceva. Nu știu dacă realizăm, dar stăm în fața unui mare mister. Și poate atitudinea cea mai bună este să rămâi perplex, neliniștit, uimit și consumat, măcinat de o astfel de realitate. Asta înseamnă să te întâlnești cu acel mysterium tremendum et fascinans. Acesta e răspunsul corect în fața întâlnirii cu divinitatea. Și în al treilea rând, îndreptățirea este actul creator al dreptății făcute de Dumnezeu în Hristos. O problemă pe care o am în contextul evanghelic este această predicare a îndreptățirii ca act pur declarativ din partea lui Dumnezeu. Ai fost iertat, ai fost eliberat,
achitat, punct, lucrurile sunt clare. Cred că textul acesta surprinde că în momentul în care Dumnezeu declară, lucrurile au implicații mult mai puternice de răsunet în viața noastră și la nivelul comunității. Vă întreb pe voi astăzi să vă gândiți, poate îndreptățirea, statutul nou, fi despărțită de nașterea din nou, inima nouă? Lucrarea de îndreptățire a Fiului și lucrarea de regenerare a Duhului pot fi ele secționate, separate, deslipite? Calvin predica cu îndrăzneală și claritate. Nimeni nu poate îmbrăca neprionirea lui Hristos fără nașterea din nou. Iar Wesley era cât se poate detranșant. Justificarea înseamnă ceea ce a făcut Dumnezeu pentru noi în Hristos, sfințirea, ceea ce face El în noi prin Duhul. Realitățile astea, chiar dacă teoretic încercăm să ni le explicăm, când ele se manifestă în viața noastră, sunt în un mănunchi, un tot unitar. Concluzia mea cu privire la acest subiect este următoarea. Îndreptățirea este singurul act din istorie care îl declară pe păcătos drept și îl face drept. Te întreb, și asta putem discuta în relația cu semenii noștri, cu colegii de muncă. Onestitatea ajută foarte mult să discuți anumite probleme. Dacă faptul că ai fost iertat de Dumnezeu nu aduce în viața ta transformare și un caracter pe care oamenii să-l respecte, la ce folos elementul declarativ, această parte, această componentă absolut esențială în Evanghelie și în prezentarea Evangheliei? Pentru că e atât de importantă claritatea. O să vă cer îngăduință să răspundem și la această întrebare. Ce nu este îndreptățirea? În primul rând, îndreptățirea nu este o amnistie. O iertare fără principiu, o trecere cu vederea. Cu atât mai puțin genul de uitare, de resemnare. Dumnezeu nu zice, hai, treacă de la mine, n-am ce face cu voi. Pe unii, unora le trec cu vederea, anumite lucruri, la alții nu le trec. Nu cred că e vorba de așa ceva. De o scuză, de o binecuvântare specială pe care Dumnezeu le acordă unor privilegiați. Nici poporului său și nici altora care vin la biserică și care îl caută pe Dumnezeu. În al doilea rând, nu este o ficțiune legală. Nu e o farsă, o șmecherie imaginară fără niciun efect în plan real. Nu e ceva în imaginația ta, ci pur și simplu cât se poate de adevărat, de real, în cosmosul acesta. Când Dumnezeu spune îndreptățit, lucrul ăsta se întâmplă. Îs efecte palpabile în viața noastră. Să fie îndreptățirea o tranzacție suspectă, care are loc în afara ta, fără nicio modificare înăuntru, greu de crezut, cel puțin pentru mine. Aceasta e una dintre obiecțiile clasice aduse împotriva reformei și a felului în care unii au predicat și au înțeles această învățătură. Sloganul reformei, simul justus et peccator, nu anulează, nu vrea să spună că n-ai ce face, că nu te schimbi niciodată, ci vrea să spună că această luptă în bătălia cu păcatul rămâne o realitate până la plecarea noastră în împărăția lui Dumnezeu. Și în al treilea rând, nu înseamnă a socoti răul bine și binele rău. Nu e o răsturnare a ordinii dreptății instituite de Dumnezeu. Nu înseamnă să spui că lucrurile sunt exact pe dos, că ăla rău e bun și ăla bun e rău. În Proverbe există un text care ne atenționează. 17:15. Cel ce iartă pe cel vinovat și o sândește pe cel nevinovat sunt amândoi o scârbă înaintea lui Dumnezeu. Și totuși, dacă te gândești, Dumnezeu exact lucrul ăsta face. Îl iartă pe cel vinovat, dar se produce o transformare, o primenire. Și ăsta e mesajul revoluționar pe care îl aduce îndreptățirea. Prin urmare, justificarea ar putea fi încadrată în următorul enunț. Poate părea un pic mai complicat, dar merită nuanțele astea și cuvintele astea. Justificarea prin credință este dreapta îndreptățirea celui nedrept, modul inexplicabil de a-l face neprihănit pe cel nelegiuit.
Observați numitorul comun, fără discriminare, nu e nicio deosebire. Fiecare are acces întru Dumnezeu prin această învățătură. Deși îndreptățirea este contribuția și marele merit al reformei protestante, ei n-au făcut altceva decât să redescopere, să reînvie învățătura apostolului Pavel și a apostolilor. În concluzie am putea spune că sursa îndreptățirii este harul lui Dumnezeu, favoarea inimaginabilă de care ne face parte. Doi, temeiul. Nu există în această lume decât un singur temei. Faptul că Domnul Iisus și-a dat viața, a murit pe cruce pentru păcatele noastre. Trei, accesul se face prin credință, prin încredere personală în lucrarea lui Dumnezeu. Și patru, efectele, indiscutabil, nu pot fi neglijate din peisaj, sunt faptele vrednice de această lucrare a lui Dumnezeu. Până și frecușul dintre Pavel și dintre Iacov, dacă îl citești cu atenție, această tensiune este una prolifică care te ajută. Unul pleacă de la credință și spune că nu se poate fără ascultare și marchează și la începutul epistolei și la finalul ei. Și apoi îți spune pe parcurs, îți agață în capitolul 6 când vorbește despre sfințire și spune, ce vom zice, să păcătuim mereu ca să se înmulțească harul? Asta era reproșul, critica adusă de unii împotriva lui Pavel. Pe de altă parte, Iacov poate e mai răspicat împotriva devierilor de felul acesta, dar în esență, amândoi, și Pavel și Iacov, învață credința organică. Că viața din Dumnezeu care vine, care descinde noi, nu poate rămâne fără ecou, fără urmări, fără consecințe. Capitolul 4 din Romani este un studiu de caz formidabil cu privire la felul în care cei mai respectați oameni din tradiția evrească au fost acceptați înaintea lui Dumnezeu. Ce cazuri mai importante puteai pune pe tavă decât Avraam și David? Acest capitol ocupă un loc important în această epistolă din cel puțin două motive. În primul rând, clarifică semnificația îndreptățirii prin credință. Îți lămurește acest concept. În al doilea rând, demonstrează că Vechiul și Noul Testament învață același lucru. Pentru mine, revenind la această epistolă, e cel mai șocant lucru în care m-am regăsit. Pavel spune, hei, Noul Testament nu învață ceva, Vechiul Testament altceva cu privire la mântuire. Dacă citim corect scrierile sacre, din totdeauna Dumnezeu, în același mod, i-a primit, i-a acceptat pe oameni înainte feței sale. Încrederea e cel mai frumos lucru pe care un fiu îl poate dărui tatălui. Nu știu ca părinte ce te mulțumește cel mai mult, dar în momentul în care fiul spune, mă încred în tine și în cuvintele tale, cum zice Avraam, sau mă încred în iertarea care vine de la tine, zice David. Cu alte cuvinte, atât legea cât și profeții mărturisesc același adevăr crucial cu privire la mântuire. Ați observat o repetiție sacadată, lămuritoare, mai întâi pe partea asta negativă, fără lege, fără fapte, fără discriminare, dar nu fără credință. Asta e ceea ce învață Scriptura. Ca să accepți așa ceva, trebuie să fii ajuns la capătul puterilor. Să-ți fii epuizat soluțiile. Să fii gustat puțin din zdrobire și să fii cunoscut câte ceva despre tine. Obișnuiam altădată să citesc Roman, capitolul 4, de la 18, într-o cheie mai triumfalistă. Nu știu cum recepționezi tu cuvintele lui Pavel, nădăjduind împotriva oricărei nădejdi. El a crezut. Și zici, vezi? Uite cum trebuie să fii. Și ne energizăm și omul e în necaz, e jos acolo și arătăm unde ar trebui el să fie. Nu știu de ce, dar am constatat că avem tendință să îi transformăm pe oamenii Scripturii în niște supereroi, uitând că au fost oameni ca și noi. Dacă ți-aș dori ca să ai un copil în familie peste 25 de ani, nu știu dacă ai putea să consideri în vreun fel că e vreo brumă de binecuvântare în cuvintele astea.
Sau să zicem că ești în cazul lui David. Vezi, până nu te identifici care omoară soțul unei femei și după aia o ia de soție. Te mai putea simți acceptat într-o biserică trăind așa ceva. Vedeți? În momentul în care dăm la o parte un pic aspectul ăsta mitologic, romanțios cu privire la oamenii Scripturii, dintr-o dată credința lor capătă altă zvâgnire, altă nuanță pentru fiecare dintre noi. Te regăsești. Sunt oameni care au trăit zbucium și au avut parte de experiențe ca și noi, ca tine și ca mine. Dar, vedeți, contează validarea pe care ți-o dă Dumnezeu, pe care o primești înaintea Lui. Aia te ajută să te accepți cu adevărat pe tine. A trăi în fața singurei audiențe care contează este lecția credinței din Roman, capitolul 4. Îngăduiți-mi să iau un extras din acest capitol lung. După cum mi se spusese, așa va fi sămânța ta. Și fiindcă n-a fost slab în credință, el nu s-a uitat la trupul său care era îmbătrânit, avea aproape 100 de ani. Unii când, tineri poate când citesc, zic, bă, astea sunt povești de a dormi copii, nu sunt pentru noi. Nici la faptul că Sara nu mai putea să aibă copii. El nu s-a îndoit. Nu s-a îndoit, hai să vedem, de făgăduința lui Dumnezeu prin necredință, ci întărit prin credința lui a dat slavă lui Dumnezeu, de plin încredințat că el ce făgăduiește poate să-și împlinească. De aceea credința aceasta i-a fost socotită ca neprihănire. Dar nu numai pentru el, ci și pentru noi este scris. Cineva spune foarte bine, a crede înseamnă a acorda credit. Și cu cât mai mult Dumnezeu pare a da faliment, cu atât mai mult se cuvine să acordăm credit. Nu știu, mie mi se pare că atât de bine încadrează viața lui Avram. Trebuie să ajungi la fundul prăpastiei pentru a ști ce înseamnă speranța, speranța adevărată. Este ceea ce te pune în contact cu Divinul. Iar această opțiune se hrănește din prăbușirea tuturor speranțelor pământești. Atunci nu mai există altă ieșire decât de partea lui Dumnezeu. Dumnezeu îi face făgăduința în Geneza, capitolul 12, că va avea o sămânță de urmași. După războiul câștigat în fața împăraților, Dumnezeu zice, nu te teme. Și el zice, Doamne, ce-mi dai? Mor, n-am nici urmaș. Eliezer va fi moștenitor. Și Dumnezeu îl scoate afară și arată cerul înstelat. Și zice, așa va fi sămânța ta. Nu doar cei prin descendență naturală, ci toți oamenii credinței care vin și se apropie într-un mod similar de Dumnezeu. Dumnezeu îi face promisiunea. El crede, și de acolo citează Pavel, a crezut și Dumnezeu i-a socotit ca neprihănire. Ce să vezi? Capitolul 16, Avram ascultă de Sara. Zice, poate că o mamă surogat îi soluția pentru copilul nostru. Și Dumnezeu zice, și pe el îl voi binecuvânta. Mai departe, în capitolul 17, Dumnezeu își renoiește făgăduința și atunci are loc în peisaj apariția tăierii împrejur, a circumciziei de care erau atât de obsedați evreii din vremea respectivă. Și când Dumnezeu îi renoiește promisiunea, textul spune, Avram a râs. Ce să vezi, numele copilului va fi Râset, Isaac. Ca să vezi că și Dumnezeu are simțul umorului și zice, să vedem cine râde la urmă, râde mai bine. Și ce să mai spunem? În Geneza 22, Dumnezeu mai spune odată lui Avram, adul pe ăla pe care îl iubești, pe Isaac, și adul carderea. Nu știu ce să zic. Tot mai crezi că e vorba de o credință fără îndoieli și poticneli? Nu știu de unde ne-am luat această lectură sacră, ruptă de uman, de realitate, de zbaterea și zvâgnirea aceasta a credinței. Dacă învață ceva Roman, capitolul 4, este că credința mântuitoare se construiește ca răspuns la cuvântul, favoarea și promisiunea lui. Urmărește cu atenție ce zice Scriptura, ce zice Dumnezeu, ce i-a făgăduit Dumnezeu. Astea sunt lucrurile care îl țin pe el și care l-au făcut să dea slavă lui Dumnezeu și să se bazeze în viață când simțea că totul se duce de râpă. Există un detaliu foarte interesant în Roman, capitolul 4, felul în care Pavel apelează la ceea ce citează din Vechiul Testament și pune o întrebare. Zice, ce zice Scriptura? Nu zice Scripturile.
Cu alte cuvinte, acest singular te duce cu gândul că n-ai o colecție, ci un singur corp. Apoi când zice ce zice, îi o gvasi personificare. Te duce cu gândul, nu știi, Dumnezeu, Scriptura, ceea ce l-aduce pe Dumnezeu în prezent. Este a treia observație. Nu zice Dumnezeu a vorbit, ci zice Dumnezeu vorbește și aduce în actualitate, pentru tine, valoarea credinței. Și în ultimul rând, se referă la faptul că această Scriptură e o călăuză plină de autoritate, ultima instanță de apel în viața noastră. Doar acolo ne putem cântări și ne putem valida credința. Însă nu vom putea înțelege valoarea îndreptățirii dacă nu punem în întrebare, la fel de importantă și de validă, ce aduce cu sine îndreptățirea? Care sunt implicațiile imediate și palpabile? Primul rând, eliberare de frica morții. Eliberare de frica morții pentru că te pregătește pentru judecata de apoi. Îndreptățirea aduce în prezent verdictul de la final. Acesta e motivul pentru care biserica este o comunitate a speranței care privește cu încredere umilă în viitor. De aceea biserica poate și ar trebui să ofere speranță. Acum, dar, spune Pavel, nu mai este nici o osândire pentru cei ce sunt în Hristos Iisus. Ce mesaj revoluționar și răscolitor. O a doua implicație. Puterea de a ne accepta pe noi înșine. Cum spunea cineva, curajul de a accepta acceptarea. Asta e credința. Dumnezeu m-a acceptat, eu mă pot primi, mă pot accepta pe mine însumi. Poate nu vă gândiți cât de complicat poate fi lucrul ăsta, inclusiv în sânul familiei. Ieri la un atelier cineva a venit să povestească și a zis, am un prieten care e într-o relație foarte dificilă cu părinții. Se simte constant, judecat, devalorizat. Cum îl pot ajuta? Ceea ce i-am spus, potrivit unui dicton terapeutic foarte cunoscut, ne naștem în relații, suntem răniți în relații și ne vindecăm tot în relații. Întotdeauna e absolut esențial să ai un grup de suport, să ai parte în viață de relații naturale și nu trebuie să fie multe, semnificative, care să repare. Și într-un astfel de context, poate nu vă dați seama, cu toate reținerile pe care oamenii le au cu privire la Dumnezeu, la îndreptățire, pur și simplu, așa ceva e o unitate mobilă de terapie intensivă. Să-l poți accepta pe celălalt, să-i transmiți un mesaj necondiționat de iubire, de acceptare. Cât bine poate să facă așa ceva în viețile noastre. Al treilea rând, poate și mai șocant, dispare duhul de judecată și se naște empatia. Hai serios, dar de ce detaliază Apostolul Pavel judecata omului religios în Roman 2 cu atâta acuratețe? Oare noi, credincioșii de astăzi, nu ne regăsim într-o astfel de atitudine? Un lucru pe care pur și simplu nu mi-l pot explica în mediul evanghelic de multe ori, este această atitudine critică, duhul de judecată, lipsa de acceptare pe care o vedem de multe ori. Pe locul în care tronează favoarea nemeritată a lui Dumnezeu ar fi locul în care oamenii să se simtă cei mai acceptați. Cum vă puteți explica lucrul ăsta? Unii știți bine că te simți uneori mai acceptat în afară, în relație cu colegii care nu au de face cu Dumnezeu. Și un lucru șocant pentru cei care predicăm îndreptățirea prin credință. Îngăduiți-mi să vă ofer un exemplu din Vechiul Testament în ce privește empatia și felul în care funcționează. M-am întors la Dumnezeu la vârsta de 17 ani. Ori de câte ori citeam narațiunea legată de Iosif, plângeam. Pur și simplu am văzut repetându-se lucrul ăsta la fiecare lectură. După vreo 10 ani plângeam când citeam despre Iuda. Iuda e cel care le dă ideea să nu-l omorâm, să-l vindem. În sclavie, să ne înțelegem.
Și Iuda zice că a părăsit pe frații săi, nu și-a luat un concediu, o mini-vacanță, ci a părăsit că n-a mai vrut să audă de o astfel de familie. Își ia o soție din Canaan și textul narează foarte simplu. S-a născut primul copil, al doilea copil, al treilea copil. După care te prăbușești. Îi moare primul copil, al doilea copil și emoția e aici în gât ce urmează să se întâmple. Complicată narațiunea cu Tamar, când e pus în fața dovezilor, toiagul și inelul, el are o reacție care îl transformă într-un precursor a ceea ce Hristos a venit să mântuiască și să binecuvinteze. Și spune, ea e mai puțin vinovată decât mine. Ce tărie de caracter pentru un bărbat să spun așa ceva. Eu sunt primul vinovat în situația asta. Asta e primul episod. Al doilea, când Iosif vrea să îl pună deoparte numai pe Beniamin, observați dificultatea vindecării la nivel relațional în această familie și Iuda face un gest atunci și spune, lasă să rămân eu sclav în locul fratelui meu. Ah, să nu văd durerea tatălui meu. Păi de ce ar fi păsat de durerea tatălui său? De ce nu i-a păsat când l-a vândut în sclavie pe Iosif? Sunt două morți care au trecut prin inima lui și o frânt-o. Și atunci o înțelege ce o simțit tatăl său. Și lucrul ăsta se întâmplă într-o perioadă de 20 de ani în care Iuda învață empatia și atitudinea care construiește relația într-o familie care ne umanizează. Nu cred că este o trăsătură care să ne umanizeze mai mult cum o face empatia. Să încerci să înțelegi ce simte, cum se simte, ce gândește celălalt și să respecti lucrul acesta. Nu trebuie să fii neapărat de acord, dar să vrei să înțelegi fără defensivitate. 4. Îți oferă libertatea de a trăi în prezent. Dacă te eliberează de condamnare, de o sândă de vinovăție, cum nu o va face să te elibereze și de griji? N-o să uit un moment, eram într-o tabără cu tinerii la munte, pe la mijlocul săptămânii, e un peisaj, o imagine pe care nu mi-o pot scoate din minte. Doi tineri jucau ping-pong și era ceva angelic, parcă erau singuri pe lume. Se hilizeau, râdeau, se bucurau. Era ceva dumnezeiesc în atitudinea lor. Am izbucnit în lacrimi când i-am văzut. Și am zis, Doamne, cât de mult ne lipsește în viața asta agitată. Sentimentul ăsta de libertate. Apropo, tu cum ți-l procuri? Pe parcursul unei săptămâni aglomerate, încărcate, când îți mai găsești acel moment în care să știi ce înseamnă să te bucuri de momentul prezent? 5. Îndreptățirea așează temelia comunității și conectării interpersonale. Celebrul conflict dintre Apostolul Pavel și Petru în Galatia. Vă aduceți aminte, într-un moment la care unii creștini începători, când citesc partea asta, au zis, îți greșiți, e o problemă cu ei. Da, e adevărat, îi sânge pe pereți. Apostolul Pavel, de față cu toți care erau adunați, când vede că o parte dintre cei veniți la Ierusalim se retrag de la masă, față de credincioșii care erau dintre ei, ca și cum erau o clasă secundară, inferioară, reacționează. Și zic, dacă noi nu putem transmite acestor oameni că sunt egali cu noi, că sunt la fel ca noi, și în păcătoșenie, și în mântuire, nu avem nicio șansă. Îndreptățirea nu este privilegiul individualistului, ci declarația prin care Dumnezeu afirmă că noi aparținem comunității legământului. Asta e îndreptățirea. Teza de doctorat a Hannah Arendt, conceptul de iubire la Augustin, surprinde în toată opera lui Augustin două trăsături care sunt absolut esențiale pentru conectarea dintre oameni. În primul rând, conștiința căderii și doi, conștiința favorii. Marea problemă în comunitățile noastre e că noi nu simțim, nu avem ocazia, ne considerăm mult prea buni. Da, suntem răi și noi am păcătuit, dar un pic suntem mai reușiți, mai izbutiți decât alții. Poate nu vă dați seama, dar exact asta e piedica majoră ca să te poți conecta cu celălalt. Suflet către suflet, să fii autentic în experiență. Și asta ne împiedică să apreciem dimensiunea favorii.
Noi nu știm ce înseamnă favoarea pe care n-am meritat-o, nu ne-am imaginat-o niciodată, până nu înțelegem această dimensiune din care ne scoate Hristos. 6. Aduce transformare și responsabilizare de ordin moral. Doar câteva nume din istoria creștinismului pe care merită să le amintesc: Saul din Tars, John Newton, faimosul traficant de sclavi, care proclamă până și la sfârșitul vieții, cu câteva ore înainte de a muri: două lucruri nu le pot uita, deși memoria m-a lăsat aproape în întregime, că sunt un mare păcătos și că Iisus este un mare salvator. Cele mai adânci convingeri pe care le-a trăit, pe care le-a experimentat. Sau Ignațiu de Loyola, întemeitorul Ordinului Iezuiților. Sunt toți oameni care au cunoscut transformarea și responsabilizarea morală în viața lor. Și nu în ultimul rând, cred că cel mai frumos semn cu privire la îndreptățirea care a coborât în noi este recunoștința în stare pură. Te simți recunoscător față de ceea ce a făcut Dumnezeu pentru tine. În concluzie, putem spune, dacă auto-îndreptățirea, vezi Roman capitolul 2, naște judecată, îndreptățirea divină nu poate crea decât recunoștință. Care este sentimentul care mă definește pe mine cel mai bine? Judecata sau recunoștința? Și pentru a vedea poate o legătură la fel de profundă cu Roman capitolul 1, Apostolul Pavel pune diagnosticul pe lumea în care trăia și în care trăim. Tot răul derivă din cauza idolatriei, că omul s-a îndepărtat de Dumnezeu. Dar știi ce îl mână la idolatrie? Zice, măcar că l-au cunoscut, nu l-au proslăvit și nu i-au mulțumit. Poate că nu idolatria, ci lipsa uimirii și a recunoștinței este rădăcina răului din această lume. Evanghelia a fost, este și va rămâne inconfortabilă, pentru că ne revelează adevărul cu privire la noi. Și nu oricine poate îndura așa ceva. Adevărul e că nu există nicio cooperare între noi și Dumnezeu, ci doar alegerea între două căi care se exclud reciproc. Calea Lui și calea noastră. Poate cel mai potrivit lucru la final este să auzim ceea ce spune Thomas Cranmer, vârful de lanț al reformei din Anglia și arhiepiscop de Canterbury din secolul al XVI-lea. Îndreptățirea promovează adevărata slava lui Hristos și dă de pământ cu slava deșartă a omului. Tu ce urmărești? Ce cauți în această lume? Dacă ți se pare cam dur și crezi că atentezi la demnitatea ta, te rog să-l întrebi pe Putin de ce face ceea ce face. Visul ăla de mărire de vechi imperiu, ce rost are, punând în gândar viețile propriilor soldați și a celor din Ucraina? Asta ca să vedeți adevărul Scripturii. Fără cruce, îndreptățirea celui nedrept ar fi nedreaptă, imorală și de aceea imposibilă. Îndreptățirea smerește pe păcătoși și exclude lauda, unește pe credincioși și exclude discriminarea, proslăvește pe Dumnezeu și exclude auto-îndreptățirea. Adevărul e că absolut totul ar fi lipsit de speranță dacă toți cei ce vin la El cu căință n-ar primi iertare, dacă Dumnezeu n-ar fi Cel ce îi socotește neprihăniți pe cei ce depind de El în umilință și dacă Dumnezeu nu și-ar descoperi dreptatea sa în viața copiilor săi și a celor care disperă, invocând ajutorul Lui. Creștinismul nu este în esență o religie, ci poate o mare veste bună. Îndreptățirea este vestea bună, ancora a zvârlit în cer și ancora dincolo de soare.